Ne pregătim pentru partea a doua, foarte gustată de public. Al tehnicii militare, l-ați văzut, l-ați avut în imagini pe colonelul Claudiu Mihail Sava, comandantul blocului de paradă al tehnicii militare. El este comandantul batalionului 20 Infanterie Dolj. El se deplasează și aveți în imagini același tip de tehnică, autovehiculele Humvee M1114, aflate în dotarea batalionului de poliție militară. Avem în imagini autovehicul Pirania 3, autovehicul de luptă blindat pe roți, care a intrat recent în dotarea batalionului de infanterie din forțele terestre. Chiar și în condiții de austeritate bugetară, reușim să aducem un plus de modernitate tehnicii noastre. Pirania este unul dintre aceste produse. E produs în Elveția, are un design care îi asigură o protecție balistică variabilă crescută, un blindaj performant și este dotat foarte important cu kituri de protecție împotriva minelor și armelor din categoria CBRN, cum le spunem noi, chimice, bacteriologice, radiologice și nucleare. El atinge o viteză maximă remarcabilă, 105 km la oră pe șosea, cu o greutate de 15 tone. Avem în continuare tancurile TR-85M1, care chiar acum trec pe sub Arcul de Triumf. Simțiți vibrația motorului diesel. Nu sunt ele Abrams sau Merkava, dar fac zgomot și se simte vibrația de aici, de lângă. Specialitatea mea nu sunt tancurile, însă știu că este un mijloc de luptă eficient, eficace, iar pentru nevoile operaționale ale armatei române este perfect adaptat. Și să știți că este un mijloc de luptă foarte modern pentru vremurile noastre. Sisteme de rachetă. Sistemele de artilerie la ROM. Muniția, după cum ați observat, este amplasată în containere. Pentru transportul ei se folosește o mașină specială de încărcare și transport muniție, care poate acționa acolo unde e nevoie, în teren variat. Scuzați că vă întrerup, tocmai au trecut în formație 3 avioane, un C-130 Hercules flancat de C-27J Spartan. C-27J Spartan este singurul avion modern nou al forțelor aeriene. Este pentru prima dată când Spartanul poate participa la o paradă. Anul trecut, din păcate, vremea nu ne-a permis. Așa, este un avion foarte modern. Este un avion de transport scurt, mediu, curier. El răspunde tuturor cerințelor operaționale formulate de forțele aeriene române și are o capacitate manevrieră și tactică extrem de ridicate, destinate să execute misiuni tactice în operații de menținere a păcii și umanitare. În imagini ați avut mai devreme instalațiile mobile de lansare de rachete ale forțelor navale, iar acum avem imagini diferite, au fost mai devreme hanviurile forțelor speciale. Trebuie să ne spuneți că sunt mai multe tipuri de hanviuri, pentru că au diferit blindajul, nivelul de blindaj. Sigur, nivelul de blindaj este diferit în funcție de misiunile pe care le execută. Forțele speciale s-au prezentat la această defilare cu două modele, Humvee 1165 și 1113. Acestea sunt, dacă nu mă înșel, 1113 și vom avea și 1165. Le recunoașteți, acestea sunt 1165, le recunoașteți ușor după camuflajul camarazilor mei pe care și l-au aplicat pe față. Acest model 1165 oferă o protecție superioară tuturor modelelor anterioare, atât pentru echipaj cât și pentru categoriile de armament și muniții aflate în dotare. Pot rula cu o viteză de 32 de km la oră, cu toate roțile desumflate, pe o distanță de 50 de km, de aceea vă dați seama că sunt în dotarea forțelor speciale, pentru că sunt foarte adaptate pentru astfel de misiuni. Poliția a venit cu o mașină de viteză, o mașină pe care o are pe o perioadă de un an, este vorba de un Lotus. O mașină care îi sperie pe vitezomani, pe autostrăzi, pe puținele autostrăzi pe care le avem. Nu spun de complezență, dar sunt un șofer disciplinat.
Sunt mai multe grupuri de motocicliști și de la SPP și de la Brigada de Poliție Rutieră. Da, este blocul de defilare al Ministerului Administrațiilor și Internelor, care este deschis de către Poliția Română și cred că prima coloană este realizată de polițiști. De paradă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Camarazii noștri aduc pe sub Arcul de Triumf autospeciale pentru grupele operative montate pe Dacia Logan MCV, motociclete de intervenție SMURT, precum și autospeciale de diferite tipuri și utilități folosite de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Mașini de descarcerare, puncte de comandă, spitale mobile, spitale pe care le pot amplasa în cazul unui dezastru în diverse locuri. Defilarea detașamentului de cavalerie al jandarmeriei. Da, devine deja o prezență constantă a manifestărilor prilejuite de ziua națională. Calul a fost o prezență obișnuită în cadrul structurilor militare și Ministerul Apărării Naționale a avut multe efective care erau dotate cu cai. Astăzi, caii sunt în dotarea structurilor de jandarmi, sunt parteneri de efect, dar și partenerii eficienți. Intervențiile lor sunt... Vom vedea și detașamentul călare din cadrul Poliției Locale a Municipiului București. Este una dintre premierele de astăzi. Într-adevăr, Poliția Locală a Municipiului București, înființată în anul 2009, trimite la paradă o unitate de elită, Poliția Călare. Caii, să știți că sunt antrenați special pentru misiuni de ordine publică. Ei au nevoie de o pregătire și un antrenament specific pentru a putea opera, să spunem în astfel de termeni, în mediul urban. Vă promiteam că o să vorbim și despre regimentul 30 gardă Mihai Viteazul, nu numai despre echipa sa de drill. Militarii comandați de colonelul Virgil Ovidiu Pop se apropie acum de zona Arcului de Triumf. Regimentul 30 gardă Mihai Viteazul este prima unitate militară atestată documentar a Armatei Române. Ea a fost însărcinată de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza cu paza Palatului Domnesc și a fost înființată printr-o ordonanță a domnitorului la 1 iulie 1860, care a devenit și ziua regimentului. Actuala uniformă de ceremonie pe care o admirăm de fiecare dată cu plăcere este una, putem spune fără falsă modestie, una dintre cele mai elegante și rafinate din spațiul european, pentru că preia elementele tradiționale, dar le aduce într-o formă modernă, fără a afecta prin asta solemnitatea și prestigiul uniformei printr-o ornamentare excesivă. Este momentul în care totdeauna orice manifestare militară la care este prezentă fanfara se încheie cu onorul prezentat de fanfară. Aceasta este o formă elaborată de prezentare a onorului, este și Ziua Națională a României. Urmărim muzica reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale și muzica Diviziei 1 Infanterie Dacica. Acesta este momentul onorului. Muzica este condusă de colonelul Valentin Neacșu și reprezintă un etalon de performanță pe care l-am atins la nivelul muzicilor militare în România, muzici care se mândresc de altfel cu 180 de ani de existență. Au un repertoriu de maximă complexitate, ansamblul militar de sufletori poate fi comparat fără falsă modestie cu orice orchestră simfonică de anvergură internațională. Eu personal i-am urmărit la sala radio într-un concert cu adevărat de gală.
De-a lungul anilor a performat în marile scene ale lumii muzica reprezentativă și a obținut întotdeauna aprecieri la superlativ, motivele fiind evidente. Este un ansamblu disciplinat, un ansamblu de virtuozi și au un nivel ridicat al interpretării, argumente care de fapt au impus această minunată orchestră simfonică de sucători pe toate meridianele lumii, devenind o forță de imagine a României și armatei sale în piața muzicală națională și internațională.